Zeci de mașini istorice, adevărate bijuterii pe roți, vor fi expuse în acest weekend la Drobeta Turnu Severin, într-un eveniment nou pentru orașul nostru, la care vor participa oaspeții din mai multe județe ale țării. Mașinile de epocă vor putea fi admirate în zona din fața Fântânii Cinetice. Retromobil România a anunțat că în colaborare cu Primăria Drobeta Turnu Severin organizează evenimentul Retro Parada Verii, ocazie cu care între orele 10 și 14 vor fi expuse mașinile istorice în zona pietonală Teodor Costescu. Evenimentele organizate de Retromobil Club România, respectiv de filialele acestuia, au caracter cultural sportiv, contribuind la menținerea în stare optimă a unor vehicule istorice, precum și la cultivarea pasiunii de colecționare și restaurarea acestora. Ce mașini vom bucura în weekend? Ce vom vedea? Chiar marca nu vă pot da, ne vom bucura de mașini care au cel puțin 30 de ani vechime și fac parte din colecțiile personale ale membrilor Retromobil Club Român. O asociație care a împlinit anul acesta 25 de ani de la înființare și are peste 1500 de membri în toată țara. Câte mașini vor fi? Noi estimăm un număr de 25 până la ora actuală, dar datorită publicității făcute s-ar putea să vină mai mulți. Deci centralizarea rezultatelor s-a făcut la sediul central din București și noi primim informațiile pe parcurs. Da. Membrii sunt din toată țara sau membrii sunt din Drobeta Turnu Severin? Membri avem din toată țara. Cei care vor participa aici vor fi în special cei din județele limitrofe. Am înțeles că s-au anunțat unii din Timiș și din Caraș, dar în general din Gorj și din Dolj. Și normal din Mehedin, din Severin. Din Severin, că în Orșova avem vreo 2-3, dar unii sunt studenți și au sesiuni chiar pe 8, așa că nu avem ce face, au examene în sesiune. Mai există pasionați în acest domeniu? Există o mulțime, da. Inclusiv aici în Severin. Unii sunt membri la Retromobil Club România, alții pur și simplu nu s-au înscris încă, dar sperăm să-i cooptăm prin realizarea de astfel de evenimente. Membrii Retromobil Club România dețin vehicule care au fost conservate în perfectă stare de funcționare sau au fost supuse unui proces de restaurare. Sunt originale și sunt atestate ca vehicul istoric, clubul având filiale în toate județele țării, inclusiv în Drobeta Turnu Severin. Membrii clubului dețin peste 3000 de vehicule istorice, dintre care mai mult de 10% au fost fabricate înainte de anul 1944. Primăria Drobeta Turnu Severin este întotdeauna interesată de organizarea a cât mai multor evenimente de acest gen, prin care să țină ridicat interesul severinenilor pentru cultură. Invităm severinenii și nu numai sâmbătă în această locație pentru a vedea mașini de epocă, pentru că expozanții sunt foarte interesați și foarte mândri de mașinile lor și bineînțeles cu tot cu copii, cu toți severinenii și cu invitații care vin în zona clisurii Dunării, pentru că au ce să vadă la Turnul Severin. Dacă săptămâna trecută am marșat pe mașini electrice, acum vrem să vedem bătrânelele cu care au mers bunicii noștri și nu numai. Ca de fiecare dată, Primăria Drobeta Turnu Severin, în frunte cu primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, se implică activ în organizarea evenimentelor care prezintă un mare interes pentru publicul severinean. Expoziția de mașini vechi de la Drobeta Turnu Severin va putea fi vizitată gratuit sâmbătă pe 8 iulie între orele 10 și 14.